Emisiune prezentată de School of Light. Să vedem principiul numărul 2. Plătește-te mai întâi pe tine. E ceva greu de digerat, greu de înțeles pentru oamenii care nu au un instinct egoist, care au conștiință și care, dacă au o afacere, se lasă de cele mai multe ori pe ultimul plan. Plătesc angajați, plătesc chirii, plătesc facturi, plătesc taxe, plătesc impozite și dacă mai rămân niște fărâmituri la sfârșitul zilei, se plătesc și pe ei. De multe ori nu se plătesc pe ei, ba chiar ei plătesc afacerea aducând bani de acasă, cum se spune, aducând bani din alte surse sau din altă muncă, din o altă posibilitate de finanțare pentru a susține afacerea. Deci nu doar că nu iau nimic, dar chiar dau pe lângă toată munca, tot efortul pe care îl pun în acea afacere. Și se întreabă de ce nu sunt prosperi. Se întreabă de ce acel business suferă. Suferă pentru că acel business este conectat la energia ta ca antreprenor. Și unde poate fi energia ta dacă ție nu îți dai nimic? Ca resurse. Nu poate fi decât într-o zonă de suferință, nu poate fi decât într-o zonă de lipsă și atunci cum să fie afacerea care este oglinda ta? Resursele afacerii sunt reflexia energiei pe care tu o ai. Iar tu ai o energie de lipsă și de suferință pentru că te lași pe ultimul plan. De aceea, dacă ești antreprenor, dacă ești fondatorul oricărei inițiative sau oricărei afaceri, cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru acea inițiativă sau pentru acea afacere este să te pui pe tine pe primul plan, să aloci ție în primul rând resurse. Pentru că atunci vei genera în tine o energie de prea plin, de destul, de îndestulare, de expansiune, de posibilitate. De posibil. Se deschide lumea posibilităților. Iar energia ta se reflectă în afacerea ta, pentru că afacerea ta este oglinda a ceea ce tu ești în interior. Și atunci pentru afacere se deschide cutia tuturor posibilităților. Mi-aduc aminte o poveste din copilărie. Se chema Prâslea și Merele de Aur, în care prâslea trebuia să călătorească pentru a aduce de undeva merele de aur și la un moment dat folosește o pasăre fermecată și pasărea urcă și urcă și urcă cu el în înaltul cerului și la un moment dat obosește și spune: am nevoie să mănânc. Și prâslea nu mai are ce să-i dea de mâncare și atunci își taie o parte din pulpa lui și o dă păsării ca să urce. Și ajung la destinație, pasărea scuipă acea bucată de carne nouă înghițise și o lipește la loc. Se vindecă. Ideea este că tu ești acea pasăre. Tu ai nevoie de resurse în zborul tău. Nu poți zbura cu stomacul gol. Nu poți crea valoare când ție nu îți dai nimic. Dacă ție îți dai suficient, atunci vei avea acea stabilitate pentru a nu acționa din frică, pentru a nu acționa din disperare. Lucruri care conduc la decizii proaste de investiții, de afaceri, ci dimpotrivă, de a acționa din liniște, de a acționa din prea plin, de a acționa din creativitate. Iar asta va face ca posibilitățile firmei, proiectului, inițiativei tale să crească exponențial.
aparent iei niște resurse de la afacere ca să ți le aduci ție. În realitate, faci pentru afacerea ta. Cea mai bună investiție cu cel mai mare return on investment. Pentru că te potențează să-i dai aerul, energia să crească. Să vedem principiul numărul 3. S-a făcut un studiu. Și studiul a fost să pună la o masă, într-o cameră, niște copii care li s-a pus în față câte o prăjitură și li s-a spus: puteți să mâncați prăjitura acum, să vă bucurați de ea, sau puteți să nu o mâncați acum, să o lăsați pentru ziua următoare, dar ziua următoare veți primi două prăjituri. Au fost urmăriți acești copii printr-o oglindă, geam-oglindă. Unii au mâncat pe loc prăjitura, alții au fost capabili să se abțină pentru o răsplată mai mare peste o perioadă mai îndelungată, peste o zi sau peste o săptămână. Au fost urmăriți acei copii în parcursul vieții și dezvoltării lor pe o perioadă lungă de timp, niște zeci de ani. Acei copii care au fost capabili să își amâne mâncarea prăjiturii, impulsul, acel instant gratification, gratificare instantanee, să am plăcere acum, să am satisfacție acum, să mă bucur acum, versus a-ți înfrâna această pornire, a avea autocontrol pentru ceva mai bun în viitor. Ei bine, acești copii care au putut să amâne pentru viitor au fost cei care au avut cel mai mare succes. Pentru că lucrurile în viață, așa cum am spus la început, nu se fac din întâmplare. Succesul nu este o întâmplare, nu este un eveniment. Succesul și banii nu sunt un eveniment. Nu se întâmplă pur și simplu, ci sunt construcția a pași foarte mici pe care îi faci în viața ta. Schimbări foarte mici în fiecare zi a vieții tale, care însumate conduc către un rezultat pe care îl numești bani sau îl numești succes. Însă, trăim într-o societate de consum în care ești încurajat să cheltuiești cât mai mult, ești încurajat să ai satisfacție imediată. Și ți se dau fel de fel de instrumente. Cumpără pe credit, cumpără în rate, cumpără amanetându-ți viitorul peste 40 de ani. Și te trezești într-o horă a cheltuielilor pentru a cumpăra lucruri de care nu ai cu adevărat nevoie, pentru a impresiona oameni de care nu îți pasă foarte mult. Întreabă-te din ceea ce tu ai cumpărat în ultima lună de zile, ce ai avut cu adevărat nevoie și ce ți-ai dorit. Pentru că s-ar putea ca cele două liste să difere foarte mult. Nevoile noastre sunt foarte puține și simple. Și este o amăgire a minții noastre să încercăm să trăim ca niște bogați dacă nu suntem. Și asta ne vinde societatea, îndemnându-ne să cumpărăm tot mai mult și mai mult. Oamenii bogați nu se îmbracă ca niște oameni bogați. Cei mai bogați oameni ai lumii se îmbracă foarte simplu. Bill Gates sau Mark Zuckerberg sau regretatul inventator Steve Jobs, cel care a inventat Apple, se îmbrăcau cu un tricou negru simplu și o pereche de blugi.
asta fac în prezent Mark Zuckerberg și Bill Gates. Ei nu se îmbracă în costume de la firme de designer celebri. Cine se îmbracă așa? Cei care nu au bani, dar vor să pară că au bani. Și plonjează într-un carusel al cheltuielilor. Pentru că imaginea pe care o proiectează este mai importantă pentru ei decât adevărul. Și este foarte greu să iasă din această morișcă a cheltuielilor. Oamenii bogați sunt cei care cheltuie ceea ce rămâne după ce au investit. Oamenii săraci sunt cei care investesc ceea ce rămâne după ce au cheltuit. De regulă nimic. Așadar, controlează cheltuielile. Cheltuiește ceea ce ai cu adevărat nevoie sau ceea ce îți aduce cu adevărat un plus. Investește în asset-uri, în active, nu în pasive. Care este diferența dintre active și pasive? Activele sunt cele care îți aduc bani în buzunar. Pasivele sunt cele care îți iau bani din buzunar. De exemplu, o casă. Este un activ sau un pasiv? Răspunsul este depinde. Dacă este o casă pe care o închiriezi unei persoane sau unei firme și îți aduce bani în buzunar, eventual, chiar că ai luat-o pe credit, îți aduce mai mulți bani în buzunar decât rata de credit și din chirie plătești rata de credit și îți mai rămân bani în buzunar, atunci este un activ. Dacă ai luat-o pe credit ca să locuiești tu în ea, este un pasiv. Același lucru este și cu mașina ta, cu diferența că mașina este probabil singurul lucru din lume care valorează cu 25% mai puțin în data ce ai ieșit pe ușa showroom-ului cu ea. Nu există o investiție mai proastă, except în cazul că investești într-o mașină de colecție, iar unele dintre astfel de mașini, dacă ești un cunoscător, se apreciază în timp. Este ca o investiție în artă. Așadar, stăpânește jocul cheltuielilor, învață să faci diferența dintre active și pasive și înțelege această ecuație simplă. Bogații sunt cei care cheltuie ceea ce rămâne după ce au investit. Săracii sunt cei care investesc ceea ce rămâne după ce au cheltuit de regulă nimic. Și o să mai spun ceva de sezon. Când începuse această pandemie, oamenii erau interesați de hârtie, aparent. Mă rog, la propriu sau la figurat. Oamenii bogați au alergat să cumpere acțiuni. Oamenii săraci au alergat să cumpere hârtie igienică. Asta s-a întâmplat în această pandemie și este o realitate. Iar în spatele ei este o întreagă psihologie a banilor. Emisiune prezentată de School of Light.